dimineața, Moldova, și bine te-ai trezit și în această dimineață de joi în care vor fi ploi. Nu vă spun eu lucrul acesta, ci meteorologii ne anunță astăzi că vor fi ploi în Iași și în toată regiunea Moldovei. Mai mult decât atât, maxima termică astăzi va urca până aproape de 19 grade Celsius. Să nu uitați să vă luați o umbrelă dacă ieșiți din casă în această dimineață. Suntem activi de la primele ore pentru că astăzi celebrăm Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace, așa că vă invităm și pe dumneavoastră să celebrați alături de noi. Este o zi în care promovăm sportul și activitățile fizice pentru că acestea ne fac organismul mai sănătos, mai puternic, ne fac inclusiv pe noi mai fericiți. Se știe că după o doză bună de sport se eliberează și endorfinele, adică dacă alergăm 30 de minute vom fi mai fericiți, eu vă promit acest lucru. Vă reamintesc de numărul nostru de telefon care vă stă la dispoziție în fiecare dimineață, 0232 20 90 12, ne puteți suna și astăzi, ne faceți o orare ca de dimineață, ca de joi dimineață, iar noi vă premiem cu două CD-uri, avem în această frumoasă zi puse la dispoziție pentru dumneavoastră. Liliana Coca, Cântăm Cetăraș Cum Vreau, și Cristian Năstase și Orchestra Rapsodia Vasluiului. Asta este tot ce trebuie să faceți. Ne sunați și ne spuneți bună dimineața. E foarte simplu, nu? Sunt premii pentru fidelitate, pentru că sunteți alături de noi în fiecare dimineață și vă beți cafeaua alături de noi. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe www.tvrplus.ro. Însă până atunci vă spun și despre ce vom discuta în această dimineață. Alături de noi va fi Mihaela Morariu, șef serviciu programe și proiecte culturale de la Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași, vine să ne povestească despre lansarea unui proiect inedit care se numește Dacă nu poți veni la bibliotecă, vine biblioteca la tine. Toate detaliile la momentul potrivit. Va fi prezent cu noi și părintele Dan Damaschin, care vine să ne povestească despre Grăuntele de Lumină, unul dintre proiectele sale de suflet care face viața mai frumoasă copiilor și nu doar copiilor, ci și celor mari, mai ales că ne apropiem de sărbătorile pascale. Și tot astăzi povestim despre un concurs și despre o expoziție de artă, Atelier 35. Va fi cu noi Maria Bilașevski, critic de artă și membru al juriului. Vă povestesc despre toate la momentul oportun, însă, ca de fiecare dată, facem oprire la colega noastră, Roxana Gorcioaia. Bună dimineața, Roxana! Ce faci astăzi? Mă lupt cu o răceală. Iar? Cum ai reușit? Cine câștigă? Sper să câștig eu, cât mai repede. Uite că se apropie weekendul, așa, să fii pregătită. Să știi că astăzi va ploua, așa că dacă ai plecat din casă, trebuia să te gândești să te îmbraci mai gros. Am sperat că nu va fi atât de frig. Te urmărim la știri, Roxana. Este oficial. Iașul are un nou prefect. Marian Șerbescu a fost investit în funcție ieri după amiază de directorul general al Direcției pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, Teodor Iulian Gheorghe. Până pe 30 martie, postul de reprezentant al guvernului în teritoriu a fost deținut de Marian Grigoraș. Marian Șerbescu are 41 de ani și a absolvit Facultatea de Științe Economice. Timp de 14 ani a lucrat ca director adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. În ultimii 5 ani a fost director de cancelarie și consilier al fostului prefect Marian Grigoraș. După ce a depus jurământul, Șerbescu a promis că va respecta programul de guvernare și că ușa cabinetului său va fi deschisă pentru toți cetățenii județului. Ce responsabilitate cum așteaptă și cum trebuie să arate activitatea reprezentantului guvernului în teritoriu. Sunt un om al faptelor și nu al vorbelor, iar cei care mă cunosc știu lucrul ăsta. Acum urmează să demonstrez și ieșenilor că sunt un om de cuvânt, un om al cărui obiective se pliază pe așteptările lor. S-a postat hotărârea privind exercitarea cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii a funcției publice de prefect al județului Iași de către domnul Șerbescu Marian.
Marian Șerbescu este al 17-lea prefect al județului Iași de după 1990. În această perioadă, singurul care și-a dus la bun sfârșit mandatul de 4 ani a fost Dan Gâlea, în perioada 1992-1996. La învestire au fost prezente peste 200 de persoane, primari ai localităților din județul Iași și directori ai serviciilor de concentrate. Premieră la Iași, cele 40 de proiecte nominalizate la Premiul Uniunii Europene de Arhitectură Contemporană sunt expuse la Palatul Culturii. Printre nominalizați se află și un arhitect român. Câștigătorul va fi desemnat în luna mai în Spania. Marius Miclăuș este arhitect și creatorul Take Altitude, singurul proiect românesc selectat la Premiul Uniunii Europene de Arhitectură Contemporană. Împreună cu 48 de voluntari și specialiști, la 2160 de metri altitudine, s-a construit refugiul de la Călțun, pe cele mai înalte culme ale munților Făgăraș. Acesta este format din trei zone, are un spațiu de gătit, unul de dormit și camera salvamontului. Refugiul a fost gata în toamna lui 2014 și a fost realizat la cererea serviciului Salvamont Sibiu. Pentru că bugetul a fost limitat, am lucrat cu voluntari, arhitecți, istorici, salvamontiști, diversi oameni de munte. Și succesul cred că a constat foarte mult în acest fapt, că a fost implicată societatea, nu a fost un proiect în care arhitectul a decis cum se face și s-a executat și gata. De fapt, a fost una din condițiile noastre să facem proiectul în condițiile în care îl coordonăm în ceea ce înseamnă execuție. Premiul Uniunii Europene de Arhitectură Contemporană Miss Van der Rohe este oferit la fiecare 2 ani pentru a recunoaște și premia producția arhitecturală din Europa. Toate cele 40 de proiecte nominalizate sunt expuse la Palatul Culturii. România a avut înscrise în competiție 10 proiecte. Alături de această expoziție este și expoziția tinerilor arhitecți, de fapt sunt proiectele de diplomă ale 255 de studenți din întreaga Europa, din care s-au ales 3 cei mai buni studenți care au fost premiați. Este o premieră pentru că de fapt facem arhitectura de calitate, aici aproape de arhitectura noastră, arhitectura ieșeană, arhitectura românească, și cred că este un exemplu de bună conduită și de bună practică în arhitectură. Mai avem și o a treia expoziție, este vorba de Romania Building Awards. Data aceasta reprezintă cele mai bune proiecte din România într-o competiție care s-a desfășurat anul trecut. În cadrul întâlnirii de la Iași a fost organizată și conferința New Cities, la care a participat ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România. Pentru ambasada mea este foarte important acest aspect al noilor orașe. Acordăm o mare atenție pentru că lumea este într-o continuă schimbare. Așteptările sunt ca până în 2050, 80% din populația Europei să trăiască în orașe. Și ce trebuie să facem noi? Să construim orașe inteligente și verzi. Expozițiile pot fi vizitate până pe 7 aprilie la Palatul Culturii din Iași. Știu să spun câteva cuvinte despre ei, ceva formule de salut și acum învață despre cele mai frumoase orașe ce merită să fie vizitate, toate în limba poloneză. În program sunt cuprinse și tehnici de prezentare la un interviu de angajare. Profesorii de la Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări au inițiat aceste lectorate de poloneză pentru a-i pregăti pe elevii de aici pentru piața muncii din Polonia. Profesoară de limbă română și pasionată încă din vremea studenției de limba și civilizația poloneză, Elena Larco a avut curajul să propună ore de polonă și la Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări din Iași, unde deja preda. Au fost receptivi, curioși, entuziasmați și au așteptat cu nerăbdare fiecare apariție a fiecărui lector, pentru că este vorba de 2 lectori cu care am colaborat și care de fiecare dată cu mare plăcere și-au prezentat țara cât se poate de bine. Astfel că elevii care se pregătesc pentru meseria de mecanic sau tehnician în automatizări știu acum și care sunt scriitorii și cercetătorii polonezi, laureați ai Premiului Nobel, dar și câteva secrete despre locurile interesante din Polonia. Cam la fiecare lecție de polonă, atunci când venim, dăm bună ziua, la revedere în limba polonă. Ne-au prezentat fiecare informație despre Polonia, despre personalitățile de acolo, formule de salut, am făcut și puțină geografie. Dorești să ajungi în Polonia? Mi-aș dori, că am auzit că este o țară cu multe finanțe. Adică, mulți bani? Da. Bogată, adică, da? Da, adică se câștigă bine. Da. Și ți-ar plăcea să mergi să lucrezi acolo? Da.
Mi se pare mult mai bine acolo decât aici. Deci nu am fost niciodată în viață. Dar nu, și chiar aș vrea să mă duc. Și nu știu. E o țară frumoasă. Experiența este interesantă și pentru lectorul de limbă polonă, nu doar pentru elevi. Tânărul profesor a venit în România în urmă cu 4 ani și povestește că a fost un schimb avantajos și pentru el. În vreme ce îi învăța pe studenți poloneza, ieșenii îl ajutau să deprindă limba română. Și elevii de la Liceul Tehnologic de Mecatronică l-au impresionat pe Darius. Odată au întrebat despre sportul polonez, despre fotbal, despre Robert Lewandowski. Încă nu au întrebat elevi despre piața muncii, dar sper că în viitor vom vorbi și despre asta. Orele sunt gratuite și vor fi organizate în fiecare lună cu ajutorul Institutului Cultural de Civilizație Poloneză din București. Acestea au fost știrile dimineții. Anca? Ți-e mulțumim mult, Roxana, am să bei ceai și fă-te bine până mâine de dimineață, că ne așteaptă weekendul și trebuie să celebrăm cumva. Da, noi mergem mai departe și discutăm despre un proiect inedit de la Biblioteca Județeană Gheorghe Asache din Iași. Ieri, 5 aprilie, la bibliotecă s-a lansat proiectul educațional terapeutic Dacă nu poți veni la bibliotecă, vine biblioteca la tine. Iar Mihaela Morariu, șef proiecte și programe culturale și PR la Biblioteca Județeană Gheorghe Asache din Iași, este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă nu vine muntele la Mahomed, vine Mahomed la munte. Așa? Da, e o parafrazare, noi spunem fericită. Diferența este că Mohamed a fost nevoit să meargă la munte, da. Pentru că dacă venea muntele la ei, i-ar fi ucis pe toți. Cel puțin Okay. Așa spune legenda. Da, revenind la proiectul nostru, Dacă nu poți veni la bibliotecă, vine biblioteca la tine. Este un proiect care a stat 2 ani de zile în sertar, a fost scris, totul a fost ok, până ne-am dat seama că implementarea lui ar avea unele probleme, în sensul că nu putem să oferim acest serviciu oricărei persoane care dă telefon la bibliotecă și spune că eu nu mă pot deplasa, aduceți-mi cartea, din motive de siguranță. Uhum. Pentru că noi lucrăm, este un proiect care se lucrează, în care se lucrează exclusiv voluntari. Și astfel că am fost nevoiți să mai stăm. Astă vară am avut un proiect cu Centrul Diecezan Caritas, Biblioteca de Sport, pe care o să reluăm și în vara aceasta. Care de altfel ei sunt partenerii voștri și... Partenerii principali ai proiectului și le-am povestit despre proiectul nostru și au spus da. Ultimele 6 luni de zile le-am alocat metodologiei de lucru. S-a făcut o recrutare de voluntari, dar nu sunt suficienți, probabil că proiectul sigur va lua amploare și după Paști vom face un apel la voluntariat pentru cine dorește, în special studenții de la psihologie și asistență socială, dar nu doar ei sunt așteptați. Să înțelegem mai exact, cine are nevoie de o carte și nu se poate deplasa, voi mergeți la domiciliu. Mergem la domiciliu, singura condiție este ca acea persoană să fie luată în evidență a unui ONG, dar nu numai ONG, sunt și instituții care se ocupă de asistența socială la domiciliu. Caritasul are în prezent circa 100 de persoane cărora ei le oferă asistență socială la asistență la domiciliu, de îngrijire la domiciliu. În primul rând, ei vor fi beneficiarii, dar ieri la deschidere noi am invitat reprezentanții de la 3 școli cu copii, cu elevi cu nevoi speciale. Este vorba de școala specială Constantin Păunescu, copii cu probleme de concentrare, dislexie, grupul școlar Ion Holban, cu probleme de mobilitate și Liceul Tehnologic Vasile Pavelcu, cu deficiențe de văz și auz. Noi încercăm, în afară de acest serviciu nou, de a da cartea la domiciliu persoanei care nu se poate deplasa, vom încerca să facem grupul de lectură, să meargă studenții să le citească acestor copii din aceste unități, să discute și să-i ajute la teme și să discute cu ei, fiecare pe nivelul care, de percepție al fiecăruia. Am înțeles. Dacă intrăm pe pagina ta de Facebook, te-am spionat în această dimineață, găsim poze de la lansarea proiectului de ieri, poze cu evenimentul și cu acțiunile care s-au petrecut ieri acolo, cu oamenii care din voluntarii care au fost, da, și câți voluntari aveți? În momentul de față sunt 25 de voluntari
care sunt pregătiți special pentru acest proiect. Ce vineri, pregătire specială? Au un curs făcut de tot prin centrul Caritas, un training de de lucru special cu persoanele, cu astfel de persoane. Și vineri vor avea un training la bibliotecă pentru a înțelege mecanismul, metodologia de lucru, cum vor trebui să vină să ia cărțile, ce vor trebui să facă și cu persoanele de contact care vor trebui să lucreze în bibliotecă. Aha, am înțeles. E un proiect frumos. Care e scopul final? Evident că noi vrem să intervenim în locurile în care este într-adevăr nevoie de noi. Nu doar persoanele care au nevoie de bibliografia școlară sau de literatură de creiere, vorbim de persoane care sunt singure, persoane care chiar care au familii, dar care nu mai sunt vizitate de foarte mult timp și vrem să le redăm, să le ridicăm până la urmă calitatea vieții, dacă vreți, să le redăm un pic de speranță și poate să-și respecte respectul de sine. Da, și să-și găsească sprijinul într-o carte. Exact, exact. Pentru că este, lectura este, tocmai am spus în acest proiect, este un proiect terapeutic, lectură intergenerațională, tocmai pentru că vom face o coeziune între generații. Între cei care sunt mai în vârstă, cei tineri, sau între cei care sunt norocoși și cei care au fost mai puțin norocoși cu viața. Și până acum s-a întâmplat să mergeți, nu știu, într-o localitate mai îndepărtată? Nu cred că mă putea să depășim granițele municipiului Iași în momentul de față. Noi avem două puncte de împrumut la centrul de bătrâni din Copoș și cel din Bucium. Periodic se merge și acolo, mergem cu un scriitor, mergem cu un student și dezbatem o carte sau susținem câte un concert cu coruri care, bineînțeles, fac voluntariat în bibliotecă. Vom merge și acolo cu acest, să spunem, club de lectură. E foarte interesant să citim împreună și să ne petrecem, nu știu... cred că și o schimbare de comportament în momentul când analizezi personajele într-o carte. Așa este. Și cum primesc cei vârstnici? Cum primesc seniorii aceste întâlniri? Din câte știu, ei sunt foarte, foarte, foarte încântați de acest, pentru că, în primul rând, trebuie să vă gândiți că le deschide cineva ușa. Și studenții, dacă o să vedeți în fotografii, sunt tineri, sunt din anul 1, din anul 2. Sunt extraordinar de frumoși și la trup și la suflet și sperăm să le readuc zâmbetul pe buze. Da, e un proiect foarte frumos, multă, multă baftă cu el. Aș vrea să mai discutăm și despre acțiunile pe care le organizați în această perioadă. De altfel, voi sunteți foarte activi tot timpul. Biblioteca Județeană Gheorghe Asache din Iași și e tot timpul, face câte ceva, sunteți așa ca niște albinuțe. Aș vrea să discutăm despre proiectul celuloză și... Cerneală și celuloid. Da, este vorba de proiectul nostru de la carte la film. Astăzi, la ora 17:30, avem programată o nouă întâlnire. Subiectul va fi filmul Titanic, mult premiatul film Titanic. Nu este... scenariul a fost scris de James Cameron și regizat filmul, dar nu, deci nu este o carte la baza filmului. Filmul este o poveste romanțată a scufundării celui mai mare pachebot de la vremea respectivă. Toată lumea a plâns pe filmul ăsta, așa că... Inclusiv eu. Dar... vom porni de la date istorice. Vlad Frânghiu, jurnalistul care moderează această activitate, va veni cu date istorice despre ce s-a întâmplat în realitate, ceea ce spune istoria. Nimeni până la urmă nu știe precis ce s-a întâmplat atunci. După care vom avea vizionarea filmului. 3 ore 20 de minute durează filmul. Sperăm că nu vom fi foarte obosiți și toată lumea va fi, încântată de acest film, care, bineînțeles, este în format Blu-ray. Da, din două în două săptămâni. Din două în două săptămâni se organizează evenimentul. Știu că și acum două săptămâni l-am avut invitat pe jurnalistul Frânghiu la noi aici și ne-a povestit despre cartea și filmul despre care s-a dezbătut în urmă cu două săptămâni. Cum primesc ieșenii întâlnirile astea?
după numărul de participanți care, pe măsură ce trece timpul, nu se dublează, dar aproape, probabil că în curând vom fi nevoiți să căutăm o altă locație, da, sau să schimbăm cumva forma sălii. Data trecută, de exemplu, au fost scaunele, sunt 36 de locuri pentru acest, mă rog, dedicate acestui proiect, atât în cap, în sala respectivă. Probabil că va trebui să schimbăm cumva sala, nu știu. Sau poate să organizați mai des, o dată pe săptămână, să vină prin rotație. Asta va fi sigur în vacanța de vară, pentru a avea un program special pentru elevi și în fiecare zi vor fi filme în timpul zilei, nu seara. Și astfel că toți elevii din zonă sigur vor fi încântați, deja știu despre acest proiect, l-au cerut, dar îi lăsăm să meargă la școală. Trebuie să menționăm că intrarea este liberă, așa că dacă sunteți din Iași, în această seară de la ora 17:30 la Biblioteca Ion Creangă de la Casa Sindicatelor. Puteți merge acolo să vizionați Titanicul. Cred că e o atmosferă plăcută să vezi filmul ăsta pe care toată lumea îl cunoaște. Și care are 121 de premii câștigate până la ora asta. Da, 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 să-l vezi cu mai mulți oameni. Cred că pe energia este alta și plânsul va fi altul. De ce nu? Haideți să ne mai povestești și despre celelalte proiecte care se desfășoară în această săptămână la Biblioteca Județeană. Da, săptămâna aceasta, pe 2 aprilie, de fapt, în fiecare an, se sărbătorește în lumea întreagă Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret. Ziua a fost aleasă în onoarea scriitorului, îndrăgitului scriitor de povești, scriitorului de literatură pentru copii, Hans Christian Andersen. Ea este și supranumită Ziua Andersen. Și astfel că noi am pregătit tot felul de expoziții la bibliotecă cu cărți pentru copii și în special cu o carte, o expoziție care cuprinde cam toate scrierile lui Andersen la secția pentru copii. Și avem programate astăzi dimineață, vom avea invitată Păpușa Pogani și actrița Ilinca Istrati de la Teatrul Ceafărul, actor păpușar, care va prezenta copiilor un dialog între Păpușa Pogani și Mica Sirenă. Iar vineri, mâine, vom avea un concurs Poveștile lui Andersen. Este un concurs pe care îl facem în fiecare an. Vor fi elevi de la școala primară Gheorghe Asache care vor trebui să recunoască personajele și anumite fragmente din opera marului scriitor. Ah, ce drăguț! Foarte, foarte drăguț! Îți mulțumim mult, Mihaela, că ai poposit la noi și în această dimineață și vă mai așteptăm la noi cu multe alte proiecte. Multă baftă în tot ce faceți voi acolo la Biblioteca Județeană Gheorghe Asache din Iași. Mergem mai departe și povestim despre ediția cu numărul 7 a proiectului British Documentary. Trebuie să știți că se încheie astăzi, în această zi de joi, 6 aprilie, la sala Studio TVR Iași, adică aici la noi. Cele mai bune documentare britanice sunt vizionate și au fost vizionate pe parcursul a mai multe săptămâni, în fiecare zi de joi. Documentarele britanice sunt precedate de producții ale TVR Iași. Astăzi, de la ora 18, puteți urmări The Stranger on the Bridge, adică Străinul de pe pod. Străinul de pe pod îl prezintă pe Johnny Benjamin în căutarea unui anonim care i-a salvat viața, oprindu-l să sară de pe pod. Continuarea o veți afla voi în această seară. Un alt documentar pe care îl puteți urmări se numește Territory, adică Teritoriul, un film cald și liric despre tendințele speciei umane de a ocupa teritorii. Asta știm cu toții. Iar producția TVR Iași, pe care o puteți urmări tot în această seară de la ora 18, Catastrofa de la Ciurea, un reportaj realizat de Oana Lazăr, Iași, Constanța, București, oameni și instituții din aceste trei mari orașe s-au reunit la inițiativa TVR Iași, la comemorarea 100 de ani de la cel mai mare accident feroviar din România. S-a întâmplat la Ciurea, în noaptea de anul nou, între 1916-1917. Urmărim chiar acum un scurt reportaj.
La vremea când s-a întâmplat, acum 100 de ani, nimeni n-a vorbit. Nici despre sutele de morți care încă se numărau. Unii spuneau 800, alții spuneau 1000. Nici despre locul sinistrului nu s-a vorbit. Era undeva în Moldova refugiului. Undeva lângă Iași. Nici despre gropele comune ale victimelor neidentificate nu s-a vorbit. Nici despre supraviețuitori și nici despre martori. La vremea când s-a întâmplat, România era în plin război. Frig, foamete, frică. Teritorii pierdute în sud. Noua capitală, orașul speranței pentru toți românii, era aici, la Iași. Stil vechi, de la Galați, un tren de refugiați cu 26 de vagoane pleca spre Iași. Erau civili, familii întregi, erau soldați români și soldați ruși, între ei oficiali și funcționari de stat. Am revenit în direct aici la Bună Dimineața Moldova. Nu uitați că astăzi de la ora 18 aveți o nouă ediție de British Documentary, de altfel ultima joi din acest proiect și program pe 2017. Continuăm și discutăm cu părintele Dan Damaschin, pentru că se apropie cea mai mare sărbătoare a creștinătății, adică Paștele, și îi spun bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Părintele, aș vrea să discutăm în primul rând despre florii, pentru că se apropie floriile. Ce semnificație are în primul rând această sărbătoare? Floriile sau intrarea Domnului Hristos în Ierusalim, de fapt, punctează intrarea noastră într-o nouă perioadă duhovnicească, după 6 săptămâni de post mare, post în care fiecare renunță cu drag la ceea ce e bun și lumesc pentru a se sfinți și a gusta din ceea ce e bun și dumnezeiesc. În mod simbolic, intrăm de florii în Ierusalimul Ceresc. Ne apropiem de cer, cu alte cuvinte. Apropiere de cer care are drept prototip intrarea Domnului Hristos în Ierusalimul Pământesc acum 2000 de ani, care, așa cum bănesc fiecare știe, intră în Ierusalim costând înainte de patimile sale, călare pe un asin, în mod smerit, nu trufaș, și unde, deși este primit aparent cu ovații, marea parte a celor care îl priveau cu invidie și răutate, îi înălteau moartea. Toată sătuna patimilor vom asista prin slujbele pe care le facem în biserici la împreună trăirea patimilor Domnului Hristos. Așadar, intrăm în Ierusalimul Ceresc, intrăm și ne apropiem de Dumnezeu în modul cel mai sfios cu putință, trăim în smerenie și în tăcere, în rugăciune această sătuna patimilor, urmând ca doar astfel să gustăm de plin bucuria sau lumina învierii care se coboară peste noi în noapte de Paște. Foarte frumos ne-a spus. Însă cu toate astea, noi oamenii suntem atât, ne ocupăm mintea în fiecare zi cu lucruri manifest, cu lumea exterioară, încât în săptămâna mare ne gândim la ce să punem pe masă de Paști în loc să ne gândim la interior și la ce ar trebui să facem de fapt. Dați-ne un sfat în acest sens. Da, pentru creștinul care trăiește într-o lume atât de agitată cum este lumea noastră contemporană, este foarte greu să întrevadă și intrarea în Ierusalimul Ceresc, de care vorbeam mai devreme, și lumina învierii, fără, o
copleșitoare pregătire materială pentru Paște. Aș vrea să le spun tuturor că adevărată bucurie nu vine nici din mielul maidelofan pe masa de Paște, nici din, eu știu, darurile pe care le pot face ce ordage așa cum se cuvine, ci adevărată bucurie vine din o relație frumoasă cu cei dragi, care vine, bineînțeles, în această perioadă, în mod firesc, și ca un dat divin, și, desigur, într-o încercare a unui efort, să spunem, mai mare de a relaționa cu Dumnezeu, care cum poate să facă decât prin rugăciune, printr-o faptă bună, exemplară, și, desigur, prin o meditație mai profundă asupra sensului vieții noastre, măcar acum. Da, și dacă ați amintit de fapte bune, vreau să ne povestiți despre unul din proiectele dumneavoastră de suflete care se desfășoară în această perioadă. Și de suflete, pentru că discutăm de suflete. Este un proiect încăpățânat, aș spune eu. Vorbim de proiectul Grăunte de Lumină de data aceasta. El este parte integrantă a proiectul Grăuntele de Muștar, pe care noi îl desfășurăm în cadrul Bisericii și Asociației Glasul Vieții. Proiect unde ne-am propus de câțiva ani să sprijinim copiii să meargă la școală și facem acest lucru din cel puțin câteva motive. În primul rând pentru că România trăiește o adevărată dramă demografică. Ea nu se vede foarte sensibil astăzi, dar în viitor vom simți dureros plecarea tinerilor în afară și, nu de ce să recunoaștem, pierderea populației ca urmare numărului mare de avorturi făcute an la rând. Pe de altă parte, tinerii care mai avem în jurul nostru sunt tineri din satele foarte sărace și care, fără o educație corespunzătoare, sunt obligați să plece în pribegie pe nimic, încât dacă mai avem niște copii, trebuie să-i păstrăm alături de noi cu o educație corespunzătoare. Surprinzător, deși nu avem un birou de statistică, așa cum au marile companii sau instituții, în urma acestor intervenții ai noastre de-a lungul ultimilor ani, am remarcat creșterea prezenței școlare între 15 și 20%. Copiii, nu mai vorbesc de partea umoristică, în care în ziua în care dăm cadouri avem 150%. Vin și cei care au în școală acum 10 ani la școală. Dar un dar consistent de data aceasta, care presupune o peche de pantofi sport, o geacă de primăvară, o peche de pantaloni, o vestă și o bluză de cea mai bună calitate, la care adăugă un pachet alimentar și cupuțe de igienă, îl motivează pe copil să vină la școală, nu doar în ziua în care primește cadou, ci și în această perioadă în care știe că va fi recompensat pentru efortul său, iar intrarea lui într-o instituție cum este școala, în mod demn, îi aduce și un alt mod de viață. Despre câți copii discutăm? Am ajuns la o cifră rotundă de 1000, să nu se bată nici donatorii, nici voluntarii. 1000 de copii răspândiți în județul Iași, puțin și în Botoșani și în Vaslui. Copiii care provin din familie cu mulți copii, media este de 5 copii pe familie. O bună parte sunt din familie monoparentale, mame văduve sau cu părinți care au abandonat această cruce a familiei. Copii care, fără un mic ajutor, nu ar putea să meargă mai departe. Și ce vârste au acești copii? Copiii pleacă de la grădinițe, da, până la studenți. Ca de față, în programele noastre, 4 studenți la medicină, studenți la Universitatea Alexandru Iacuza, elevi la licee de prestigiu din Iași și tot coborâm până la grădinițe. Până la grădiniță, la grupa mică sau mijlocie. Cei care vor intra pe pagina dumneavoastră de Facebook vor vedea acolo anunțul pe care dumneavoastră l-ați făcut. De altfel, pentru mine personal, v-am mai mărturisit lucrul ăsta. E o bucurie să intru pe pagina dumneavoastră de Facebook. Pentru că aveți proiecte frumoase. Doi, pentru că aveți un condei special prin care faceți toate aceste anunțuri. Și dacă îmi permiteți să citez, 387 de copii rămași fără
înger păzitor din 1000 și 15 zile până la Paște. Vom reuși? Așadar, 387 de geci, de pantaloni, de cămăși și de perechi de pantofi sport din piele vă așteaptă cu nerăbdare să le plătiți drumul până la copii de Paște. Domnul Hristos să vă ajute la cât mai multă bunătate. Am încheiat citatul. Da, tot pe pagina dumneavoastră de Facebook găsim povestea Denisei. Cine este Denisa? Denisa este unul din cei 1000 de copii. E o fetiță singură. Merge la școală, la o școală foarte bună, este un copil inteligent, o mamă mult prea încercată de probleme de sănătate, spuneam, tatăl a abandonat familia, se luptă pentru a avea o locuință pe care le-am promis-o, în această vară sperăm să ne îndeplinim și această promisiune, dar până atunci trebuie să meargă la școală împreună cu fratele și sora mai mari, care și ei sunt copii buni. Doar că din salariul mamei mine pe economie, care se străduie să plătească, chirie, să plătească o chirie și să cumpere ceva de mâncare, este imposibil ca acești copii să aibă succes în școală. Și așa, ca de să repet, mai sunt în clipa de față, încă am trecut sub 300, 290 și ceva de copii îmi aminteau dimineața voluntarii care m-au nevoie de sprijin. Da, am arătat și ceva mai devreme imaginile cu această listă, grăuntele de lumină, copii rămași. Avem aici copii, clasa, ce număr poartă la pantofi și înălțimea și care sunt și donatorii, cei oamenii, persoanele care oferă aceste daruri frumoase și mă uităm că sunt persoane care oferă daruri pentru 10 copii aproape. Sunt oameni cu suflet, oameni care au înțeles cât de importantă este educația pentru copii. Mă bucur că am trecut de la nivelul a sprijinii la întâmplare, a face o faptă bună, că așa trebuie făcută. Am trecut la nivelul în care oamenii urmăresc un obiectiv clar în a face o faptă bună, să ajungă cât mai aproape de nevoia reală a persoanei în care se face copilul care trebuie să meargă la școală. Și desigur, chiar dacă nu avem donatori strategici, mari companii sau eu știu, organizații strategice, oamenii cu suflet fac aceste eforturi pentru sufletul lor, în primul rând, gândesc eu, și pentru alții. Se implică și asta este foarte frumos. Puteți să faceți și dumneavoastră, cei care ne urmăriți în acest moment, acest lucru. Intrați pe pagina părintelui Dan Damaschin și acolo găsiți toate detaliile necesare. Știu că în această perioadă, tot de pe pagina dumneavoastră de Facebook am aflat, bineînțeles, vă pregătiți să strângeți și materiale. Citez. Chiar doream să vă întreb, dacă auziți pe cineva care oferă cărămidă, vreo 7000 de bucăți BCA, vreo 20-30 de metri cubi, ceva brazi care au supraviețuit Crăciunului de acum 50 de ani, tablă, ciment sau alte flecuștețuri, noi le primim cu mare drag. Așa că dacă dispuneți de aceste materiale, nu vă mai folosesc sau vreți să faceți o faptă bună, știți unde să apelați. Nu-i așa? Da, din fericire, cărămida se pare că ajunge mai curând decât ne așteptam. Oamenii sunt pregătiți să-și facă mâinile de dorul construcțiilor, voluntarii de asemenea, și sperăm ca în multe săptămâni familia Chiria, care a rămas fără casă în luna februarie, datorită unui incendiu provocat de vecini, să se mute acasă. Sunt și voluntari care vă ajută în toate aceste inițiative? Da, voluntariat sub diverse forme, de la omul care muncește în afară și trimite bănuțul voluntar sau donator, la omul care își sacrifică mașina, timpul liber și poate familia cumva pentru a da o mână de ajutor în a aduce niște materiale, în a prepara niște beton, pentru că, mă rog, ca să-l așez în cofrage trebuie să fie ceva mai specializat. Așa, și oamenii noștri care sunt în biserică, cred că sunt 10 persoane permanent, să spunem, care se dăruiesc unor astfel de cauze. Da, și vreau să știu după faptă și răsplată. Care este răsplata dumneavoastră personală? Răsplata mea este bucuria imensă pe care o primesc atunci când văd
un caz dus cât mai aproape de, eu știu, dorința persoanei de a ajunge undeva. Este o bucurie imensă să vezi cum copilul găsit acum 5 ani, într-o situație dramatică, fără bacalaureat luat, a luat bacalaureat, a terminat școala de asistente medicale și s-a angajat ca asistent medical în maternitate. Un copil care a rămas în țară, deși am avut între timp zeci de oferte de a-l exporta în Belgia, Anglia sau Irlanda, și care vine zâmbind în biserică și a spus că luni sau săptămâna viitoare vine să facă o donație. Deci vin să vă viziteze. Da. Sau mamele care, mă rog, le întâlnește în maternitate plângând atunci când nasc un copil. Auziți, o mamă care naște plânge pentru că acasă nu are ce da de mâncare și intră zâmbind cu ceilalți, cu frați la o săptămână, două sau peste ani, cum avem cazul, și în care își cere sprijinul sau sfatul ce face cu copilul pentru că trebuie să meargă la școală și ar vrea să știe unde este mai potrivit pentru copilul ei. Asta înseamnă că a trecut cu bine peste criza socială în care se confrunta, cu ajutorul, bineînțeles, oamenilor dragi, iar acum gândește viața în mod firesc pentru a aduce copiii cât mai aproape, spuneam, de a fi oameni mari. Da, asta e important, să fim toți oameni mari, oameni mari și mai ales cu sufletul. Vă mulțumesc mult de prezență, pacea să fie cu noi și vă reamintesc că dacă vreți să faceți o faptă bună în această perioadă și nu doar în această perioadă, puteți intra pe pagina părintelui Dan Damaschin, acolo găsiți toate detaliile. Dacă vreți să ajutați un suflet care să meargă mai departe și să se bucure de această lume. Mergem și noi mai departe și discutăm despre o nouă ediție Cap de Afiș. Încă de ieri am început să vă povestim despre ediția de astăzi de la ora 17, pe care o puteți urmări și dumneavoastră pe TVR Iași. O ediție în care aflați care sunt cele mai recente premiere pregătite de trei importante instituții de cultură din Iași: Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași, Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul, dar și Opera Națională Română din Iași. Urmărim chiar acum un fragment din Rigoletto de Giuseppe Verdi în regia italianului Marco Spada, spectacol montat la Opera Națională Română din Iași, reportaj și emisiune realizată de Andreea Știliuc. La Iași, spectacolul Rigoletto a fost prezentat pentru prima dată în 1958. Regia actualei premiere este semnată de italianul Marco Spada. Mi-am dorit pentru această nouă producție de Rigoletto o echipă italiană și l-am ales pe cel mai bun, zic eu. Este vorba de maestru Marco Spada, este un renumit regizor italian, cu Mauro Tinti, care a făcut scenografia, light designer a fost asigurat de Fabio Rossi. Absolvent al secției de muzicologie a Universității La Sapienza din Roma, Marco Spada a fost critic muzical pentru Rai și pentru cotidianul L'Unità, dar și director al teatrului de operă din Sassari, Sardinia. Sono stato invitato qui lo scorso anno, ho visto il teatro e sono rimasto impressionato dalla bellezza del teatro. Ma adesso, dopo averci lavorato, posso dire che è veramente un'istituzione importante, perché ci sono persone di alto livello, qualitativo, tecnici e maestranze e musicisti, cast, ecco, che sono veramente bravi e anche molto disponibili a lavorare. Questo è molto importante. Rigoletto è uno dei capolavori non solo di tutte le opere di Verdi, ma della letteratura operistica mondiale. Sono quei capolavori inspiegabili che nascono dalla fusione del soggetto e della musica in un unico blocco. È come un blocco di lava
che diventa freddo e diventa una pietra. È un'opera che il pubblico capisce essere molto vera. Verdi va alla verità dei sentimenti, alla verità dei personaggi. Quello che dobbiamo fare oggi come registi è tirare fuori questa verità. Non è importante i vestiti, non è importante il decor, è importante l'azione dei personaggi, le loro relazioni. Questo fa capire al pubblico di oggi, che è un pubblico moderno, abituato alla televisione, al cinema, alla pubblicità, ad avere un approccio con l'opera più diretto. Distribuția spectacolului fac parte artiști de la Opera Națională Română Iași, Opera Maghiară Cluj-Napoca, Opera Națională București și Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. Vă reamintesc, cap de afiș astăzi de la ora 17 pe TVR Iași. Noi continuăm în acest moment, discutăm tot despre artă, însă despre arta plastică. Atelier 35, Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, are plăcerea să vă invite la vernisajul expoziției concurs Atelier 35 2017. Vernisajul are loc astăzi, 6 aprilie, de la ora 18, iar eu îi spun bună dimineața Mariei Bilașevski, critic de artă și membru al juriului. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Ce este Atelier 35? Atelier 35 este un concept care există din 1966. La Iași a fost impus în 1980 și are în prezent 37 de ani. Dacă la început era un mod de a ține sub control tinerii pentru a nu expune împotriva regimului, în prezent este singurul mod în care acești artiști pot să fie remarcați pe viitor, să fie chemați în tabere de creație, precum cea din Piața Unirii, Piața Artelor, sau în tabere naționale ori internaționale. Deci, în concluzie, e o platformă dedicată tinerilor de până 35 de ani. Da? Categoric, 35 de ani este considerată limita convențională a tinereții. Ținând cont de statisticile de astăzi, eu aș propune o împingere spre 40, dar vom respecta canonul impus. Și discutăm doar despre pictură sau și... Expoziția din acest an are cel mai mare număr de participanți, aproape 80 de participanți, și predomină pictura. Avem și sculptură, instalație, însă ceea ce frapează este numărul mare de studenți care participă, care au încredere în acest eveniment, pentru că până acum a fost văzut ca un eveniment ușor de suiet. În prezent și-au dat seama că este un mod de a se lansa și de a se remarca. Care este profilul tânărului artist de până în 35 de ani? Bună întrebare, pentru că Iașul este extrem de eterogen în ceea ce privește artele vizuale. Artiștii noștri nu respectă tradiția, în sensul că nu se aliniază unei școli neapărat, cum vorbim de școala de la Cluj, de la București. Observăm că la noi stilurile sunt extrem de diferite, fiecare își găsește identitatea, de fapt ăsta este profilul artistului ieșan, căutarea identității, căutarea unui stil aparte prin care să se autopoziționeze în lumea artistică și prin care să se remarce, firește. Această ediție Atelier 35 are și o tematică în jurul fiecare an există o tematică care pornește de la chestionarea prezentului. Anul acesta am preferat să-i lăsăm pe fiecare, anul trecut am avut identități noi, anul acesta fiecare și-a adus o lucrare care îl reprezintă și veți observa o tendință politică accentuată, cred că dată și de situațiile internaționale și chiar naționale.
chiar și de ce s-a întâmplat la începutul anului. Da, categoric. În România. Păi, pentru că arta trebuie să reflecte acest politic, altfel ar fi ca orice altă meserie. Despre câte lucrări discutăm? Dacă avem 80 de participanți, unii dintre ei chiar două lucrări, numărul cred că este peste 130 de lucrări pe care le puteți vedea la Galeria Tonița, la Galeria Paladei de pe Lăpușneanu și la Muzeul Unirii. Uh-huh. Iar intrarea este liberă pentru toți? Categoric, întotdeauna intrarea în galeriile Uniunii Artiștilor Plastici și chiar și în galeriile particulare din Iași este gratuită. Asta este foarte, foarte bine. E un eveniment la care toți cei care au participat, artiștii în general, sunt studenții ai facultăților, ai facultății de aici, din Iași, al facultăților. Da, majoritatea sunt studenți sau masteranți, unii dintre ei chiar sunt absolvenți. Sunt membri ai Uniunii Artiștilor Plastici sau a Fondului Plastic din Iași. În general, da, ne adresăm pieții locale, fiindcă fiecare mare județ își are propriul atelier 35. Aha, deci fiecare oraș important... Important, cu o filială importantă a Uniunii Artiștilor Plastici, organizează acest tip de evenimente. Dacă știu eu bine, în București chiar există un atelier 35. Categoric, da, există și nu are o perioadă delimitată în timp, cum este la noi. La noi este un eveniment pentru a-l puncta și a aduna acești tineri împreună sub o pălărie formală, să-i spunem. Pe când acolo este o locație în care artiștii de până 35 de ani expun constant, da. Dar și la noi ferește Uniunea prin spațiile sale, dacă ești membru, stagiar sau titular, poți expune indiferent de vârstă. Până când pot vedea ieșenii aceste lucrări? Până pe 20 aprilie, în fiecare zi, până după amiaza târziu, intrarea, după cum spuneam, este gratuită. Și au ce vedea. Este o explozie de culoare, o explozie de inovativitate, originalitate și cred că fiecăruia dintre ei, cei care intră, îi va apela o lucrare anume și și-o va dori poate pe viitor acasă, că acesta este și scopul artei, printre altele, nu numai să-ți facă plăcere, ci să-și investești în ea. Mm-hmm. Iar la noi se investește? Nu pe cât ne-am dorit, firește. Nu pe cât ne-am dorit, dar sperăm că suntem pe drumul cel bun. Astăzi va avea loc vernisajul. Ce se întâmplă în această La vernisaj va avea loc și premierea celor mai bune lucrări participante în expoziție. De asemenea, vernisajul clasic în care se vor puncta particularitățile acestei ediții și felicitarea celor care au făcut parte din echipă. Trebuie să menționăm că va fi și Felix categoric acolo, colegul nostru. Da, pentru că juriul din acest an a fost format din mine, președintele juriului, Felix Aftene din partea Uniunii Artiștilor Plastici și trei membri ai Uniunii sau studenți care au primit premiul anul trecut. Astfel se decide în fiecare an cine va urma să câștige titlul pentru sculptură, pictură, grafică, debut și tineret. Sunt 5 premii. Care sunt criteriile după care vă ghidați atunci când alegeți aceste lucruri? Originalitatea, în primul rând, mesajul pe care îl transmit, tehnica, firește, este una din motivele pentru care ne orientăm spre un anumit artist și dacă a mai expus sau nu până în prezent pentru pictură sau sculptură ori grafică, dacă este cunoscut și dacă și-a urmat un traseu de-a lungul carierei sale tinere și a rămas constant, consecvent. Da, e important ca tinerii artiști să expună, să expună cât mai mult. Da, categoric. Să fie cunoscuți, ca în oricare alt domeniu al artei. Așa este și mă bucur că nu mai există acea timiditate ca la început, când veneau foarte constrânși, să spunem, de profesori care îi îndeamnă să participe la astfel de expoziții. Acum vin singuri, liberi și chiar cu lucrările cele mai bune pe care le au. Eu vă mulțumesc de prezență, vă urez multă baftă. Mulțumesc și vă așteptăm diseară la vernisaj. Vă reamintim că diseară de la ora 18 puteți participa la vernisajul acestei expoziții concurs Atelier 35. Dacă intrați și pe pagina de Facebook a Uniunii Artiștilor Plastici din Iași, găsiți toate detaliile necesare. Dacă vă interesează să participați, intrarea este liberă sau pe pagina noastră. Bună dimineața, Moldova! Vă mulțumesc încă o dată de prezență și vă mai așteptăm la noi. Vă așteptăm la noi și pe dumneavoastră mâine de la ora 8. Vă spunem bună dimineața. Până atunci, însă, să aveți parte de o zi cât mai frumoasă și cât mai bună. Toate cele bune!